Islamiștii și rasa galbenă se vor alia împotriva Europei și a creștinilor spre instaurarea unei noi ordini mondiale și pentru punerea în aplicare a planului satanic. Este profeția teribilă făcută de călugărul Iustin Pârvu, părintele care a prevăzut înainte să moară și valul gigantic al refugiaților, spunând: mai sunt 12 luni și vine urgia, scrie realitatea.net. Părintele Iustin Pârvu, de la mănăstirea Paltin Petru Vodă, trecut la cele veșnice în vara anului 2013, este considerat sfânt și făcător de minuni, de credincioși și obștea călugărească. Părintele Iustin Pârvu a avertizat că Dumnezeu arată semne clare prin care ne anunță să ne pregătească pentru vremurile grele, de război, care vin. Religia musulmană și puterea rasei galbene se vor alia și vor pune în aplicare planul satanic, spune călugărul vizionar. Sfârșitul creștinilor nu va veni de la musulmani, ci de la asiatici, avertizează Iustin Pârvu. Se urmărește de fapt un război împotriva statelor ortodoxe, de aceea marile puteri susțin Turcia și statele musulmane. Religia musulmană este mult mai pe placul omului modern de azi, pentru că încurajează patimile și viciile. Pe de altă parte, este puterea rasei galbene. Pericol este și dintr-o parte și din alta, iar la nivel înalt ele sunt mână în mână, spre instaurarea guvernului mondial și punerea în aplicare a planului satanic. Însă mucenicia creștinilor va veni de la rasa galbenă, a spus părintele ortodox. Cu câteva zile înainte de moarte, întrebat de monahi ce cuvânt lasă poporului român, părintele Iustin Pârvu a răspuns: poporul român. Pentru poporul român este un cuvânt greu de spus. Poporul român este un popor biruit, pismuit și forțat, împins, fără stăpân. Poporul e fără stăpân, asta e drama cea mare. Toată lumea aceasta e fericită, e bucuroasă, are de toate, dar nu are cine să-i încălzească inimile, să-l poată menține într-o unitate așa. Nu vorbim de ascetismul călugăresc de altădată. Tot el a lansat o profeție tulburătoare cu 5 zile înainte de moarte, spunând: e vorba că mai sunt 12 luni de libertate și vine urgia. Asupra României se abate exact același pericol ca în secolul precedent, a mai spus călugărul. Vecinii noștri vor să ne sfâșie în bucăți, Ungaria să ia Ardealul, Rusia Moldova, iar Bulgaria Cadrilaterul. Dumnezeu va îngădui această urgie dacă noi nu ne vom pocăi, dacă nu ne vom îndrepta copiii spre biserică. Eu nu spun că acum sau mai târziu începe sau nu războiul, pentru că, de altfel, creștinul trebuie să fie mereu pregătit pentru sfârșitul său. Dar atunci când Dumnezeu arată semne clare prin care ne anunță cumva să ne pregătească, iar noi nu le luăm în seamă, înseamnă că am ajuns la o nebunie a patimilor în care nu mai distingem ce e bine de ce e rău. Orbirea patimilor în care e cuprinsă această generație este așa de mare încât nici dacă văd bombardamente sub nasul lor, nici atunci nu pot lua aminte la ei înșiși ca să se pocăiască. Pentru că Domnul a închis ochii lor ca să nu vadă și urechile lor ca să nu audă. Aceasta datorită obișnuinței lor în patimi. Îmi aduc aminte și pe vremea mea, în timpul celui de-al doilea război mondial, noi eram în linia întâi și luptam față în față cu inamicul înfruntând moartea. Iar în spatele nostru, la un kilometru, se petrecea și se chefuia într-o nebunie. Țăranul murea cu sticla de țuică sub pat. Era parcă o nebunie. Ofițerii împreună cu fermieri, armata, ostașii, toți o țineau într-o chefuială și puțin se gândeau la sufletele lor, cum să se pocăiască măcar în al 11-lea ceas. De aceea Dumnezeu ne dă semne ca să venim în noi înșine și să ne pocăim. Să mergem la duhovnici, să ne spovedim, să fim împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos, care să ne dea puterea de a căuta viața cea veșnică. Așa ca atunci, așa e și acum. În față mirosea pușcă, în spate a cârșmă. Am ajuns la o așa stare de lucru încât toate aceste nebunii nu le mai poți opri. Mânia lui Dumnezeu va veni asupra noastră spre a ne aduce la pocăință. În cazul în care va izbucni un nou război mondial, credeți că România va fi afectată? A fost întrebat părintele Iustin Pârvu, care a răspuns astfel: sigur că și noi vom fi implicați, pentru că statele acestea mari își protejează întotdeauna teritoriul și nu deschid un câmp de luptă pe terenul lor. Îl deschid pe la români, pe la bulgari și alte state mai puțin însemnate în ochii lor. Ei intervin doar când au un interes anume. Să nu credem că ne vrea cineva binele, să ne ocrotească pe noi vreun stat. Păi cât de greu s-a făcut unitatea aceasta a noastră, a românilor, că ne-au sfâșiat și ungurii și rușii. Ei nu au niciun interes ca noi să fim independenți și puternici. Dragii mei, eu nu spun că acum sau mai târziu începe sau nu războiul, pentru că, de altfel, creștinul trebuie să fie mereu pregătit pentru sfârșitul său. Dar atunci când Dumnezeu arată semne clare prin care ne anunță cumva să ne pregătească, iar noi nu le luăm în seamă, înseamnă că am ajuns la o nebunie a patimilor în care nu mai distingem ce e bine de ce e rău.
Orbirea patimilor în care e cuprinsă această generație este așa de mare, încât nici dacă văd bombardamente sub nasul lor, nici atunci nu pot lua aminte la ei înșiși ca să se pocăiască. Pentru că Domnul a închis ochii lor ca să nu vadă și urechile lor ca să nu audă. Aceasta datorită obișnuinței lor în patimi. Îmi aduc aminte și pe vremea mea, în timpul celui de-al doilea război mondial, noi eram în linia întâi și luptam față în față cu inamicul înfruntând moartea, iar în spatele nostru, la un kilometru, se petrecea și se chefuia într-o nebunie. Țăranul murea cu sticla de țuică sub pat. Era parcă o nebunie. Ofițerii împreună cu fermieri, armata, ostașii, toți o țineau într-o chefuială și puțin se gândeau la sufletele lor, cum să se pocăiască măcar în al 11-lea ceas. Acum gândesc la fel. Preferă să mai chefuiască și să se mai distreze încă o dată decât să cugete la moarte. Așa, după cuvântul Scripturii, fiecare în ce patimă e prins, de aceea e stăpânit. Și chiar de vom vedea foc peste noi, tot nu vom avea puterea de a ne pocăi. Fiecare în ce a rămas, aceea cugetă. Unul la sticla cu băutură, altul la friptura de pe plită, altul la coroana lui, iar alții nici măcar nu au capacitatea să se mai gândească, la o așa împietrire sufletească ajungând. Fiecare este stăpânit de patimile lui, iar cel care nu s-a luptat cu ele din timp, acela nu va găsi ajutor dumnezeiesc în vreme de prigoană. De aceea Dumnezeu ne dă semne ca să venim în noi înșine și să ne pocăim, să mergem la duhovnici, să ne spovedim, să fim împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos, care să ne dea puterea de a căuta viața cea veșnică. Așa ca atunci, așa e și acum. În față mirosea pușcă, în spate a cârșmă. Am ajuns la o așa stare de lucru încât toate aceste nebunii nu le mai poți opri. Mânia lui Dumnezeu va veni asupra noastră spre a ne aduce la pocăință. Nu credeți că este periculoasă poziția României atâta timp cât suntem aliații Statelor Unite și îi avem în coastă pe ruși? A fost întrebat apoi părintele în articolul apărut în revista Atitudini, numărul 35. Iustin Pârvu a răspuns în felul următor. Asupra României se abate exact același pericol ca în secolul precedent. Vecinii noștri vor să ne sfâșie în bucăți, Ungaria să ia Ardealul, Rusia, Moldova. Dumnezeu va îngădui să fim sărăciți, să fim dați pe mâna altor popoare, pentru că noi nu am știut să cultivăm via acestui neam și va lua via și o va da altor lucrători care vor aduce roadă. Un conducător, fiu al bisericii, nu se aliază niciodată cu păgânii sau împotriva unor state ortodoxe. Îl vedeți pe Ștefan cel Mare, pe Mihai Viteazul sau pe Constantin Brâncoveanu aliindu-se cu turcii, asta înseamnă să-ți vinzi credința și neamul. Nu că ceilalți ar fi mai ortodoxi, pentru că rușii, vă mai povesteam eu din războiul trecut, tocmai de Paști ne atacau sau de sărbătorile mai importante, chiar dacă era o convenție între noi să nu atacăm în perioada sărbătorilor. Dar atunci Rusia era sub stăpânire atee, bolșevică. Acum însă totul este dirijat din umbră și se urmărește de fapt un război împotriva statelor ortodoxe. Înainte veneau directivele de la Moscova, acum vin de la Europa Centrală. Ce ne dă nouă Europa? Ne dă sărăcie, ne dă mizerie, globalizare, otravă. Europa pentru noi e mormântul ortodoxiei. Europa pentru noi este moartea noastră, și spirituală, și materială. Noi nu avem nevoie de Europa aceasta, care s-a transformat în noul socialism. Noi avem impresia că Europa are un sistem democratic la bază, dar Europa este tot sovietizată, o Europa sovietică. Este același mare lagăr sovietic al Moscovei decât cu altă șapcă, iar dincolo, în Occident, avem de-a face cu lagărul capitalismului. Noi nu trebuie să facem parte din această Uniune Europeană, ce se vrea o nouă Uniune Sovietică. Aceste uniuni doresc o globalizare a statelor, ce ascund un plan dictatorial de a se ajunge la banca unică, la moneda unică, pentru a îngrădi cetățeanul, pentru a centraliza puterea spre instaurarea noii ere.